În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, astăzi este un praznic deosebit, praznicul Bunei Vestiri, care, dincolo de încărcătura teologică cu care vine, prin perioada în care se săvârșește această sărbătoare, este din nou deosebit. S-au gândit foarte mult Sfinții Părinți și alcătuitorii ai canonelor și ai slujbelor, cum să se facă mai bine și mai înțeles acest praznic, pentru că, așa cum spune și românul, nu lipsește martie din post. Întotdeauna sărbătoarea Bunei Vestiri este în postul cel mare. Și acum, cum să împaci o bucurie cu postul, de parcă bucurie n-ar fi și de post. Și m-am gândit că astăzi să vă aduc toată informația teologiei și tot ceea ce înseamnă legătura omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul, dar toate au fost pulberate de o altă veste pe care am primit-o de dimineață oficial și care mi-a dat de înțeles că nu putem să înțelegem praznicul Bunei Vestiri fără să ne ocupăm de vești adevărate și false. Ce așteptăm noi? De la Dumnezeu așteptăm vești, dar să vedem ce fel de vești ne dau și oamenii. Trebuie să știm, să discernem ce vești trebuie să primim și ce vești trebuie să respingem. Ce vești trebuie să băgăm în seamă și ce vești trebuie să le dăm deoparte. Și iată ce scria în vestea pe care am primit-o. Primăria municipiului Constanța, Direcția Poliție Locală. Când găsești acest bilețel la ștergător, e clar că nu e de bine. N-am primit niciodată vreo mulțumire din partea primăriei că i-am îndurat 2 ani de zile și ne-am cerut noi scuze în numele lor, mireselor care au venit și și-au împotmolit rochițele în noroaiele săvârșite de niște reparații. Acum n-am nimic cu reparația, dacă să dureze 2 ani și jumătate, aici am ceva. Nu mi-a mulțumit nimeni de la primărie că mi-am spălat singur mașina ori de câte ori veneam aici și plecam cu ea prăfuită. Nu mi-a mulțumit niciodată primăria pentru niciun lucru, dar acum iată ce mi s-a pus în vedere. Stimate conducător de autovehicul, înseamnă că mașina mea este autovehicul. Putea să fie și altceva. Dacă veneau cu un an când erau praful pe care îl datoram lucrărilor lor, nu mai știau că aceea era o mașină. Acum văd că praful s-a lăsat. Având în vedere și așa mai departe, zice, este interzisă circulația pe sectoarele de drum la începutul cărora este montat indicatorul accesului interzis. Iar oprirea și staționarea autovehiculor este interzisă după cum urmează. Măi, fraților, eu am impresia că această poliție crede că eu am luat permisul de conducere pe ochi frumoși. Păi dacă am luat permisul de conducere, e clar că știu când nu se oprește mașina și când nu se parchează într-un loc nepermis. Dar ca să caut pe străzile astea un loc în care mi se permite altul decât în fața bisericii mele, de-al minte n-am putut să intru dimineață că parcase cineva chiar în poartă și poliția nu era acolo ca să vadă. Însă a venit ceva mai târziu când a știut că începe slujba și m-a avertizat pe mine că aici nu se mai parchează pentru că au montat exact în mijlocul drumului, dacă v-ați uitat, un indicator, oprirea interzisă. Să știți că nu vă spun toate acestea că mă afectează numai pe mine, vă afectează și pe dumneavoastră, că începând de duminică, e clar, vom încropi din Consiliul Parohial o comisie și atunci când vin frații să ridice sau să dea amenzi, să facem o mică etenie afară în fața lor, ca să vadă că suntem uniți și să ne lase în pace. Fraților, nu credeam că trebuie să luăm atitudine chiar în halul ăsta, dar trebuie să o facem, să știți. Și de duminică încolo, când o să-mi spună frații că s-au apropiat cu macaralele, trebuie să ieșim să le spunem că noi avem și noi acest drept de a ne ruga în liniște.
Probabil că diavolului nu prea a plăcut liniștea de la Sfântul Nicolae Vechi și zice, ia să mai bag eu bățul puțin. Și atunci m-am făcut pe mine să înțeleg că trebuie să vă vorbesc câte puțin despre discernământ în ceea ce privește buna vestire. Și anume, după ce îmi zice mie toate acelea, să termină și cu amenințarea de rigoare, având în vedere faptul că autobuzul dumneavoastră a fost depistat, oprit neregulamentar, vă rugăm de urgență să luați măsuri, accesarea să fie și să evitați sancționarea contravențională și dispunerea de măsuri de blocare a roților sau ridicare a autovehiculului. Vă mulțumesc pe această cale, domnilor de la primărie. Aveți în subord niște oameni care știu să-și facă datoria, o să știm să ne facem și noi. Adică să învățăm pe oameni să discearnă între ceea ce este o bună vestire și ceea ce este o știre. Vă aduceți aminte că acum vreo câțiva ani era știrea de la ora 5. În timp această știre de la ora 5 s-a numit mortul de la ora 5. Am trecut despre de acest moment, dar să vă spun cum am trecut. Au apărut cătușele de la ora 5. Deci la ora 5 trebuie să se întâmple ceva. Dar nu de bine niciodată. Dom'le, nu se întâmplă în țara asta nimic de bine, numai de rău. Ei, și eu astăzi ne-am rugat aici, împreună cu dumneavoastră și cu Părintele Alin, să vă aducem buna vestire. Care este buna vestire? Buna vestire poate să înceapă și de la o știre sau o reavestire. Și anume, trebuie să învățăm că atunci când primim un bilețel de categoria aceasta, să-l tratăm ca atare. Nu să-l judecăm, eu nu l-am judecat aici, decât l-am prezentat în fața dumneavoastră. Și anume, să știu în ce buzunar îl bag, în stânga sau în dreapta. Adică la vești bune sau la vești rele. Și să mă întreb așa, această știre, această veste m-a tulburat? Dacă m-a tulburat, înseamnă că este vina mea. Și dacă este într-adevăr o veste tulburătoare, trebuie să ne pregătim să primim și această veste, pentru că viața, să știți că nu e făcută numai din vești frumoase. E adevărat că acum e soare, dar putea să fie și ploaie. Trebuie să știm că viața este exact așa cum ne pregătim noi. Spuneam pe la începutul săptămânii, când încă mai era o zloată, mai era un vânt, era o ploicică, m-am dus în casa cuiva și am zis, am venit să declar deschis sezonul de primăvară-vară, doi într-unul, că acum nu mai vine primăvara singură, vine cu vara și se încheie cu toamna imediat. Și s-a uitat așa puțin la mine, s-a uitat pe fereastră, insinuant să mă uit și eu, adică pe fereastră, parcă nu veneam de afară, veneam după casa scării. M-am uitat într-adevăr, din punctul meu lor de vedere aveau dreptate, era un nor, ce mai... Degeaba era ora 12, că arăta ca de 6:30. Și am zis, fraților, vreau să vă spun ceva, să nu așteptați primăvara să vină de afară, trebuie să vină din interior. Dacă nu ai atitudine, nici nu o să o vezi. Pentru că te pomenești odată în mijlocul verii, tot așteptând și uitându-se spre cer, și nu mai vine niciodată primăvara. Și ce te faci? Nu mai e primăvară? Pentru că plouă și tu știi că primăvara plouă mai rar și este ziua din ce în ce mai lungă. Fraților, totul pornește din noi, pornește din atitudine. Și iată că și o veste trebuie să fie filtrată prin noi. Pe mine m-a mișcat acest bilețel pentru că știu ce o să pățească pietele mirese, ale căror mașini n-au fost niciodată păzite de poliția locală să nu fie sparte atunci când o mireasă și-a uitat câte un plic în mașină și-a găsit-o cu geamul spart. N-a venit niciodată poliția să-și ceară scuze măcar unei mirese că i-a stricat cea mai frumoasă zi, dar o să-i blocheze roțile de la mașină cu siguranță. Și de aceea până la vară, încet, încet, când vin mirese mai multe, vreau să vă obișnuiesc că viața trebuie să ne facem noi frumoasă. Să nu credem că viața o să ne facă frumoasă poliția locală și o să stea și o să ne perie, nu vă supărați, parcați mai încolo sau mai încolo. Fraților, nu ne lăsăm pe mâna altora, ci numai pe mâna lui Dumnezeu. Buna vestire nu o să vină niciodată din altă parte decât de la Dumnezeu. Aici am vrut să ajung. Și dacă vine de la Dumnezeu, veți spune și cum o să aflăm că a venit de la Dumnezeu.
Păi vine cu o încărcătură de pace, vine cu o încărcătură de stabilitate, vine cu o încărcătură de bine. Și atunci, ce o să facem? Și veștile celelalte rămân mai deoparte? Bineînțeles că rămân mai deoparte. Ne va rândui Dumnezeu astfel încât să nu treacă prin noi. E posibil ca eu să-mi găsesc sau să nu mai găsesc mașina unde am parcat-o. Dar important este să învăț o lecție. Că trăiesc în lume, nu trăiesc în cer. Că trăiesc printre oameni și nu trebuie să am așteptări, pentru că cine are așteptări va fi dezamăgit. Și de ce să fiu eu dezamăgit? De propria mea neputință, că am avut încredere în cine nu trebuia? Spune foarte frumos prorocul Ieremia, blestemat este cel ce își pune încrederea în om. M-au întrebat tot frații, că acum e ziua lor, de la poliție, dacă am contract de pază. Zic, am. Zice, mi-l arătați, zic, duceți-vă la cel care l-a încheiat cu mine și îl citiți. La cine? La Sfântul Nicolae. Ai, părinte, mă luați peste picior. Zic, nu mă iau peste picior. Pentru că este singurul care ne-a apărat. Ne-a spart biserica de câteva ori și voi n-ați fost în stare niciodată să-mi aduceți pe cineva. A, mi-au adus pe cineva, dar cum l-au adus, așa l-au și luat. Că n-am văzut nimic de ceea ce mi-a luat omul ăla. Și zice, bine, o să luăm măsuri. Zic, bine, o să luăm măsuri, o să iau și eu măsuri. Ce? Zic, nu pot să vă spun. Acum e drept că a trecut vreun an jumate de la dialogul ăla. Dar să știți că sunt sigur că de mâine încolo să mă caute iar de la poliția locală. Și atunci, ce ne facem? Ne luăm la război? Nu. Nu ne luăm la război. Nu. Nu pentru că niciodată un război nu a adus câștig de cauză. Niciunui păr, să știți. Războiul nu face altceva decât să învenineze și să umple cupa aceea de răzbunări și de reglări de conturi. Ori noi așteptăm de la Dumnezeu bunele vestiri de bucurie. Fraților, uitați-vă că în mijlocul postului ni s-a rânduit această minunată sărbătoare în care să ne aducem aminte că Dumnezeu, în marea sa iubire de oameni, a ales un vas în care să fie plămădit trupul Fiului lui Dumnezeu spre întrupare. Așa se întâmplă cu orice lucru pe care noi îl primim. Dacă primim orice veste și o filtrăm și ajunge în noi numai o bucurie, de exemplu, eu când am primit această hârtie, am avut marea bucurie de a-mi pune în minte să o traduc în fața dumneavoastră. Și în afară de faptul cum mi-a trecut, și nu se supăra pe mine, Doamne ferește, m-am gândit să o împart cu dumneavoastră. Asta înseamnă că deja dintr-o știre negativă vine o veste bună. O veste bună, așa cum v-am spus, că trăim între oameni, că nu trăim în cer, că ne pregătim să trăim în cer, dar trebuie să facem genuflexiuni aici, pe pământ, ca să putem să facem saltul pe care îl așteaptă Sfinții. Iubiți credincioși, trebuie să mai punctăm un lucru. Și anume, vestea nu ține de cel care a dat-o, ci de cel care o primește. Dacă dădea Dumnezeu această veste unei alte persoane, care începea să se tânguiască, auleu, dar ce fac eu, așa mai departe, eu nu cred, cum i-a dat de altminte veste și preotului Zaharia în altar și a zis, va naște Elisabeta, soția ta, și zice, a, dar e bătrână, dar nu se poate, cum o să știu, cum nu se poate așa ceva? Și a zis, bine atunci, rămâi mut până când o să vezi și o să spui despre ceea ce s-a întâmplat aici. Va să zică, vestea ține de cel care o primește. Noi suntem cei care primim vestea. Cum primim vestea, fraților? Vestea trebuie să fie primită cu seninătate. O să spuneți lui, da, dar mai sunt și vești triste. Acum să știți că nicio veste nu este atât de tristă încât să nu o putem traduce. Se spune că odată doi oameni bătrâni și săraci, aflați pe un drum, au fost prinși de noapte lângă un han. Și când au intrat acolo, bineînțeles că hangiul ar mai fi avut o cameră, dar acum scrie pe anumite uși ne păstrăm
dreptul de a ne selecta clienții. Ei, nu scria la hanul ăsta chiar așa, dar în mintea hangiului cu siguranță că asta era. S-a uitat puțin așa și a zis, nu puteți să rămâneți aici. Bineînțeles că soț și soție fiind, soțul imediat a plecat capul, hai să mergem. Și a zis, cum adică să mergem? Păi de unde mergem? Ce mergem în pădure? Nu se poate, stai așa, vă cercui și trebuie să-mi dea o cameră. Bineînțeles, s-a certat degeaba. A plecat, luat așa frumușel de soț și a zis, lasă că e bine. Ce e bine, mă, cum să fie? Are Dumnezeu grijă. Ei, are Dumnezeu grijă. Acum noi plecăm în miez de noapte, nici nu știm unde, ne mănâncă lupii pe aici și zici că are Dumnezeu grijă. E adevărat că au mai mers vreo 40 de minute pe jos, încet, încet, și au dat la alt han, un han liniștit, aveți camere, avem camere, puteți să stăm, puteți să stați, dar ce întrebare e asta, cum adică dacă avem camere, ea mai pățin, noi așa, i-a cazat frumos, a doua zi dimineață, nu știu dacă aveau mic dejun inclus sau nu, dar a doua zi dimineață au aflat știrea că la două hanuri care sunt așa apropiate, există și o anumită concurență. Și a venit concurența din partea luată și a zis, azi noapte s-a prădat hanul ăla și toți vieții oameni care erau cazați au fost bătuți și au fost jefuiți. Și atunci bietul de bărbat a zis, îți mai aduce aminte ce am pățit noi și ți-am zis că are Dumnezeu grijă? Uite cum a avut Dumnezeu grijă. Iubiți credincioși, nu există veste rea. E adevărat că prima dată șocul e mare. Ce nu mai avem camere. Păi poate că nici nu trebuie să rămân aici, e clar. Dumnezeu ne dă numai vestea cea bună. Acum dacă ne întoarcem înapoi la momentul acela zero, când au aflat vieții oameni că nu mai este loc pentru ei. Vă imaginați? Pe de-o parte i-a durut că știau că mai sunt camere și ei nu corespund, ca să zic așa. E durere mai mare decât au plecat pe drum. Dar imaginați-vă că Dumnezeu le-a trimis vestea cea bună. Dar nu le-a spus așa pe față, bă, plecați de aici, că aici vin hoții la noapte. Le-a spus, nu puteți să stați aici. Și au plecat. De câte ori nu primim și noi această veste? Dar ni se pare că este fantastic. Cum adică noi să fim înfruntați în halul ăsta? Ei, vedeți că până la urmă vestea ține de noi. Ține de cum știm noi să o primim, să o percepem și mai ales ține de răspunsul nostru. Auziți ce a răspuns Maica Domnului? După ce a auzit ce se va întâmpla, zice, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ei, după fiecare veste, bună sau rea, la început, trebuie să răspundem așa, iată robul Domnului, fie mie după cuvântul tău. Poate că prima dată când ne ducem la vreun consult, zice doctorul, băi, e rău, e de rău, ajungi la operație sau mai ai atâta. Aceasta este o șansă. M-a întrebat cineva ce este cu dialogul, cu diabetul și am spus, pot să răspund pentru că sunt în echipă. Este cea mai disciplinatorie situație pe care poate să o trăiască omul. Dacă nu aș fi avut diabet, cu siguranță că n-aș fi avut grijă de mine. Cu siguranță că mă luam cu una cu alta și nu mai știam de ore și așa mai departe. Așa știu. Și atunci, luând, de fapt, din vestea pe care am primit-o acum 13 ani și mai bine, că am diabet, acum zic, da, bine că este și ăsta pe lângă mine, trebuie să am întotdeauna gândul la moarte, cum zice prorocul, și gândul că trebuie, pe de altă parte, cum mi-a zis Părintele Arsenie, Tată, suntem datori să trăim mult, să ne pocăim mult și să trăim mult frumos. Iubiți credincioși, trebuie să știm cum traducem vestea, pentru că a traduce vestea este alt lucru foarte important. Poate că vine omul și citește așa, foarte dur, cum v-am citit eu mai devreme, în stil de proces verbal pe care semnează frații ăștia de umblă cu caracațiile, între noi să ne ia mașinile. Se spune că odată niște părinți care nu știau să scrie, au scris feciorului din armată, prin poștaș.
Și în fiecare zi când venea scrisoare, venea poștașul și le citea scrisoarea. Într-o zi însă poștașul era supărat și n-avea timp să le citească. Și după, domn poștaș, doamne, ne dă scrisoarea, dar noi ce facem cu ea acum, că nu știm. Hai citește-o. Hai că n-am timp, măi, Ioane, las că vine o mâine și o citesc. A, bine, am citit scrisoarea și să poate, poate vrea omul la ceva, să poate. Și bineînțeles că a luat scrisoarea poștașul, supărat fiind, a indexat puțin scrisul de acolo și vă citesc așa printre rândul, dar aș spune, trimite niște bani. O, ce uite, bă, după ce că cere bani, să mai știe să-și la noi. Contează foarte mult și cine ți-aduce vestea. Contează foarte mult dacă era o voce mai blajină. Măi, părinți, știți că mai am nevoie de niște bani? Trimiteți-mi și mie, vă rog, niște bani. Era altceva. Vestea deja era o veste bună, nu mai era de la ora 5. Iubiți credincioși, vreau ca toate veștile pe care să le primim, să fim siguri că Dumnezeu le-a trimis pentru noi. Să fim siguri că orice lucru pe care îl dă Dumnezeu ține de modul în care noi știm să-l percepem și să-l traducem. Dacă le-am tradus cu voie bună, ieșim de aici, nu suntem supărați pe nimeni, chiar îi salutăm pe frați, poate ne opăzim mașina să vină să ne spună că de mâine încolo nu o să o mai găsim, le mulțumim că astăzi am scăpat, nu le promiteți nimic însă să spuneți de acum înainte, nu, 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 asta să nu o faceți niciodată, pentru că niciodată nu știți dacă disponibilitatea zilei de astăzi mai e valabilă și mâine, nu. Să vă mulțumiți cu ceea ce primiți astăzi. S-ar putea ca de perioada următoare încolo să le tai ăștia de zis magneții, ați auzit cum le zic la cei care pun mâna pe fiare și să lipesc fiarele de ei? Adunătorii de fier vechi. Poate vine vreun magnet de ăsta și le ia stâlpul cu tot cu semn. Și nu mai poate să mai... că trebuie să facă și o poză. Dacă nu este poza respectivă la dosar, nu poate să-ți mai salte mașina. Nici nu putem să știm. Poate că noi acum ne punem probleme pentru ziua de mâine degeaba. Asta vreau să vă spun că este buna vestire. Buna vestire este cea care rămâne în veac. Iubiți credincioși, ne rugăm Maicii Domnului care ne învață astăzi cum să primim buna vestire și să răspundem: măicuța noastră, am învățat, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Apropiat de biserică, în măsura în care locuiește o biserică, nimic mai mult. Și m-a întrebat așa, nu-l cunoșteam, dar dacă eram învățat reverendă, nu era zugrav. Nu te-am văzut și m-a întrebat, ce părinte, eu am voie să mănânc pește de blagoveștenie, o pasă, băi, ce m-a introdus eu, omul, blagoveștenie, termenul slavon pentru buna vestire. Zic, păi de ce? Ce? Pentru că n-am ținut un post. Păi zic, adică m-a făcut post să mănânci pește cu vrei. Dar m-am văzut când e dezlegare la pește. Nu v-am înțeles că e păcat. Păi, hai să lămurim puțin. Este dezlegare la pește. Pentru cel care s-a legat pe sine să nu mănânce decât de post în perioada asta, că drumul ta nu mai are niciun sens. Ce are? Aș vrea și eu să mănânc. Și cine se ține? Dar nu zic că nu e voie. Măi, fraților, trebuie să răsucim puțin problema, că ești după apără. Nu poți să dezlegi pe cineva care nu este legat. De exemplu, dacă spune cineva să te duci în delta, să dezlegi niște mustanci. O să zici, părere, sunt dezlegați de la mama lor. Trebuie să știm că noi, cei care postim, ne vom amesteca în viața aceasta cu ceilalți. Și trebuie să le răspundem. Da, frate, uite, este dezlegare și poate le-am mai deschis o portiță. Zic, e trebuie să reușești tu postul ăsta să ții o zi de post. Pe când? Tocmai de buna vestire. Păi cum așa? Păi zic, bă, nu mai pește. Apoi să mai punem că e post. Bineînțeles că post, peștele de buna vestire și de flori este de post. Deci iată două zile de post. Din celelalte 49, mai rămân 47 de nepost. Tot ceva. Față de altul care n-a ținut post niciodată. De aceea vă încurajez să vă adunați unii cu alții. Cum am mai spus și altă dată, pește nu se mănâncă de unul singur. Dacă Doamne ferește de mână unul să-mi duc, cine îți dă peste căciulă? Trebuie întotdeauna să știți că peștele este cu bucurie de a putea să-i disipă ceilalți. Dacă nu,
O să spunem ce a spus fratele Creangă, dacă n-aveți ce mânca, atunci veniți la noi să postim împreună. Trebuie să facem din ziua de astăzi o zi de sărbătoare. Și să nu fim numai meteodependenți. Astăzi s-a întâmplat, că într-adevăr nimic nu întâmplător, Dumnezeu știe cum așează lucrurile și este soare, dar putea să fie și ploare. Bucuria trebuie să fie pe dinăuntru, pentru că bucuria de afară poate să ți-o umbrească cineva, dar bucuria din interior nu poate să o umbrească. De exemplu, eu când am fost în Bulgaria acum vreo 5 ani și mi-am jurat că nu mai am ce căutat acolo, după ce m-am dus eu la Sfântul Nicolae și m-am rugat cu pioșenie la Varna, m-am întors și nu mai era mașina. Nu mai era. Nu mi-a lăsat niciun bilet, azi măcar mi-a lăsat biletul. Și m-am dus până la secția de poliție și arătam cheia și întrebam, eu am cheia, dar mașina e înapoi. Și se făcea că nu înțeleg. Mă rog, asta e altă poveste. Dar să știți că nu mi-a stricat bucuria. Până în seara, a durat câteva ore când m-am dus și am urmărit, mă rog, mai eram cu cineva cu altă mașină, care scăpasă din papostea asta, și am urmărit pe cei care ridicau mașina, ridicau așa, luase-le rând și o luau înainte. Și am urmărit până când a dus o mașină și am văzut și eu unde pasă de date și ce eu și tot. Mi se spusese că dacă mă apucă seara și mă iau, nu mai vedeam. Dar mi-a putut să văd. Ei, ce vreau să vă spun? Că după această întâmplare, parcă ori de câte ori mi-aduc aminte de Sfântul Nicolae și de Varna, mi-aduc aminte și de acest episod. Și e așa, după ce treci momentul ăla de supărare, îți vine să povestești. E foarte interesantă mintea omului, cum poate să se elibereze. Dacă e legată de ceva, vine să eliberează, ca acum cu postul ăsta, cu dezlegarea. Și vreau să vă spun că bucuria cea mare a postului este, de fapt, comuniunea. Să ne adunăm unii cu alții, să ne vedem, măcar în dezlegările acestea, și să știm că buna vestire este pentru noi. Buna vestire constă în faptul că astăzi și în fiecare zi trebuie să aflăm că nu este bine să fie omul singur și că nu suntem singuri. Orice comuniune înseamnă că nu suntem singuri. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, spor, ajutor, iar celor care sunt născuți în această zi, pentru că eu cunosc foarte multe vechi născuți astăzi, chiar neamul meu e plin de așa ceva. M-am rugat și pentru unchiul meu, Părintele Gheorghe de Slovinească, și pentru cei care sunt născuți, iar astăzi pentru mine este un moment deosebit să-mi aduc aminte că acum 24 de ani eram tânăr teolog din anul 3 de facultate și veneam de la biserică și pe vremea aceea, nu știu dacă acum mai știți cam ce înseamnă, după ce soția rămâne însărcinată să nu treacă până la niciun doctor și să aștepte așa de nebun ca să te anunțe că urmează să nască. Nu știi ce, nu știi nimic. Nu am fost niciodată cu fetele mele pe la bun control. Soția a zis, las-o așa. Păi ce, dacă ar fi ceva cu lui copilul nostru? Și pe care de trebuie să nu fie probleme. Și ca acum, pe la 11 jumate, 12 până 20, ajung acasă și zice soția, gata, hai, pune mâna pe telefon. Prima dată când am sunat, la 944 era aici. Am sunat și a venit salvarea în 10 minute și pe că Sfântul Nicolae a trimis și ea unde mă trage pe mine ața. Și a venit o doamnă asistent și a zis să luați și mapa. Ce mapă? Mapa cu analizele. Care analize? Păi pe care le-ați făcut? Când? Păi tipul sarcinii. Nu, doamnă, nu am făcut așa ceva. Acum, vă imaginați că a fost extraordinar de pregătită psihologic femeia aia. Ce era să spună? Bă, bune? Cum a zis? Vă felicit. Acum că a zis-o într-un fel sau într-un fel, am luat-o pe aia bună, vestea bună am luat-o, vă felicit. Adică sunteți nebuni, o să a fost dacă ați fost degeaba sau nu. Și n-am fost nebun degeaba. Și zice, păi atunci trebuie să faceți ce zic eu, că bineînțeles că de-aia v-am chemat. Zice, cum intrați, că zice, aveți buletine, dar avem, dar zic, nu avem mutație de flotant. Mă vă imaginați, în timpul Ceaușescu cine își făcea, nu aveam cum. Că mi-ar fi luat chirie, că nu făcea. Și ce n-aveți, deci n-aveți nici buletine, bun, încă o dată să citești. Când intrăm pe poartă, zice, încep matale să țipi, zic, eu, zice, nu știu, 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 nu știu
Am luat-o pe soție, zice, atar și ea cu fructul, zice, dar mi-a povestit pe soția ce-am pățit cu ea. Zice, cum așa a deschis geamul și atunci a zis, acum! A intrat direct la sala de nașteri, zice, când te întreabă cum te cheamă, zice, au. Când te vinul, au. Cere analizele, au. Deci o țin mai au până când naște, dar o vedea. A ținut 36 de ore, probabil. Acum, vă imaginați că eu acum, ca teolog, viitor, slujitor, un alt, am zis, am dat de bună vestire, am primit vestea, da, era numai vestea. Că de-abia mâine seară devine că s-a născut pe la 9:40 și când am auzit așa, eram la parter și la etajul 2 era sala de naștere și când am auzit un oară, am zis, asta e a mea. De unde știți? Cum adică? Eu mă chinuiam să fac licența la muzică, nu fac la desen. Să nu desenează asta, trebuie să strige tare. Și într-adevăr așa a fost. După care mi-au dat acolo niște fitiuci, zice, duceți-vă la primăria de sector. Zice, ce să caut acolo? Aveam buletin de cumpărat. Zice, nu, nu mai contează, s-a născut aici, gata, îi facem aici. Și într-adevăr, și acum scrie pe certificat de naștere, loc de naștere, București, sector 6. Și așa că veneam, eu n-am avut nici măcar mutație, nici măcar viză de flotant în București, ei, acum ce vreau să vă spun, când primești vestea, e numai vestea, realizarea se întâmplă toată viața. Și dacă ceri mai mult, te îngreuiezi a cere, cum s-a întâmplat cu Elisei, când a cerut harul dublu al lui Ilie peste el, ce te Elisei te-a îngreuiat a cere. Și eu m-am îngreuiat a cere. Și dacă eu sunt teolog acum, deja e praznic, împărătesc, acum să... Nu, iar Dumnezeu ce nu, asta e vestea. Mâine, canonul și la sfârșitul zilei. Și așa a fost. E adevărat că de sărbători tot n-am scăpat, pentru că la anul următor, 92, când am venit, de Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel, s-a născut a doua fată. Și atunci am marcat și ziua respectivă. Și acum, Ozana e cam supărată pe noi, că zice, n-am și eu două zile de sărbătoare, am și doi într-unul, ca șamponul. Asta e, așa e și... Iubiți credincioși, vestea cea mare este vestea din sufletul nostru. Despre fiecare zi, de exemplu, eu aș putea să vă povestesc ce vești cumva să ne-a dat Dumnezeu și vă doresc ca și dumneavoastră să aveți la fel. Viața este frumoasă dacă o lăsăm noi să fie frumoasă. Dacă aș fi fost supărat de dimineață pe frații noștri de la poliția locală și acum aș fi vodogărind acasă, vă imaginați cum strica ziua. Dar nu. Așa a fost sarea și piperul zilei și să-mi aduc aminte, o să vă aduc aminte și duminică, să vă cam uitați puțin așa despre ce e vorba. Totuși trăim între lupi și nu este nicio piele intangibilă. Dar trebuie să știm cum să luăm vestea. Vestea cea bună este că Maica Domnului a zis, da, aceasta este, de fapt, vestea importantă. Răspunsul la ea, nu vestea în sine. Așa e și cu noi. Răspunsul pe care noi îl dăm după ce primim vestea. Ne întristăm sau ne bucurăm. Aceasta este diferența pe care o face toată viața noastră, categoria din care facem parte. Facem parte din categoria creștinilor veseli și care mergem înainte, sau acelor aplecați către lucruri grele și chiar dacă e soare afară, lor tot parcă le plouă, așa zice de lume. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă la mulți ani și sporul de aceea celor de ce.